Mai mult, biserica a căutat să încreștineze calendarul civil, fixând sărbători creștine în locul celor păgâne și completând cu sfinții ei fiecare zi civilă. De pildă, începutul anului sau anul nou a fost fixat de Iulius Cezar în ianuarie, însă înainte fusese în martie. În paranteză fie spus, aceasta explică numărul din numele multor luni și de ce februarie era ultima lună și cea mai scurtă. Însă în anul 312, împăratul Constantin l-a fixat la 23 septembrie, data de naștere a primului împărat Octavian August, urmașul lui Iulius Cezar. Atunci, biserica a fixat aici prima sărbătoare menționată în Evanghelie, zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul. Vezi Luca, capitolul 1. De la această dată s-a ajuns la 24 iunie, nașterea Sfântului Ioan, la 25 martie, bunăvestirea, citat în luna a șasea, și deci la 25 decembrie. Așa s-a fixat și a apărut în secolul IV Crăciunul. Dar în secolul V, la anul 462 aproximativ, Imperiul a transferat anul nou la 1 septembrie. Se viza și o apropiere de egipteni, care se aflau în schismă de la 451, care serbau anul nou la sfârșitul lui august. La acea vreme chiar și evreii își dezvoltaseră ideea unui calendar civil, al cărui an nou, numit Rosh Hashanah, l-au fixat la începutul lunii a șaptea, în septembrie. În 3 septembrie a rămas neschimbat anul nou civil al Imperiului devenit grec sau bizantin până la căderea sa în 1453. Biserica a introdus deci încă un praznic anterior cronologic, nașterea Maicii Domnului, care nu a fost fixată chiar la 1, ci la 8 septembrie, întrucât Imperiul era acum creștin și anul nou civil nu se mai serba păgânește. Iar celor nostalgici după revelioane păgâne, biserica le-a fixat pedagogic cu 3 zile înainte de anul nou evenimentul cel mai elocvent despre ospețe, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Așadar, biserica a încreștinat calendarul civil bizantin, devenit calendar secundar alături de cel pascal și numit sanctoral de la sfinți sau mineal de la grecescul min, care înseamnă lună. Întregul sistem liturgic al bisericii s-a dezvoltat de atunci în jurul acestor două cicluri, pascal principal și mineal sau sanctoral secundar. Când Imperiul a căzut și simfonia bizantină a încetat, Patriarhia de la Constantinopol și-a asumat rolul de etnarh, adică de conducător al etniei grecești. Pentru a suda etnia, s-a uniformizat și s-a promovat tot ce era bizantin, liturghia, calendarul, limba greacă, orice tendință de diversitate a fost reprimată. În paranteză fie spus, paradoxal, tocmai Constantinopolul a îndrăznit mai târziu, în secolul XIX, să acuze pe alții de etnofiletism. Acum, vechiul calendar bizantin a fost numit calendar bisericesc, iar 1 septembrie, adică fostul an nou civil, în ghilimele an nou bisericesc, a fost a doua eroare liturgică a bisericii, să afirme de dragul etniei grecești că secundarul devine principal, că anul bisericii nu mai este cel pascal, ci cel sanctoral. A numi calendarul bizantin civil an bisericesc și 1 septembrie an nou bisericesc este în totală contradicție cu biserica primară. La acea vreme, Occidentul, deși schismatic și de mult în afara Imperiului,
era mai conștient decât Constantinopolul. În statele medievale apusene, anul nou începea la diferite sărbători creștine: 25 martie în Anglia, 25 decembrie în Spania și la Paști, da, chiar la Paști, în Franța. Abia prin edictul de la Roussillon, intrat în vigoare în 1567, Franța a decis să revină la data de 1 ianuarie ca an nou civil. În contextul acestei diversități și sub influența modelului Franței, papalitatea de la Roma a decretat în 1691 data de 1 ianuarie drept începutul anului, anul nou. În dubla sa calitate de patriarh al Occidentului și șef de stat, papa a creat o mare confuzie în biserică prin această revenire la data romană păgână. A fost a treia eroare liturgică a bisericii: să amestece, de dragul politicului și al Romei păgâne, secularul cu bisericescul, numind cu ambiguitate 1 ianuarie drept an nou. Această dată ambiguă a fost preluată chiar și în Răsărit, unde țarul Petru cel Mare a introdus-o în Rusia la anul 1700 ca an nou civil. Papalitatea însă, mai precis Papa Grigorie al XIII-lea la 1582, a făcut totuși și ceva bun pentru calendar. A sprijinit și ratificat corectarea calendarului iulian.